Voi continua să vorbesc potrivit cu ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să vă spun? Am vorbit până acum despre grija care ar trebui să o avem în Sion și cum zice profetul Amos, și vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Dar aș vrea acum să vă vorbesc despre grija care ar trebui să o avem în familie. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni 7,32 că dacă unii nu se căsătoresc, sunt fără griji, fără grijile de familie, că grija de Sion și de săraș rămâne, asta e general. Dar aș vrea noi care suntem familiști, să nu trăim ca potifar, știți cum scrie Biblia despre el? N-avea nicio grijă decât să mănânce și să bea. Sper să nu avem astfel de bărbați care pe acasă n-au nicio grijă decât să mănânce și să bea. Că probabil intra în cont, am spune noi, banii, că era comandantul gărzii regale. Odată ce ne-am căsătorit, avem griji specifice. Nu i-am zărit pe cei doi părinți din ziua anunții până acum, îi văd într-o nouă formație. Atunci ați avut grijă, cum îi mai spune eu la câte un mire, că spune, frate, dar să mănânci, zic, nu, ne liniștiți, zic, de acum grijă de nevastă și după aia să-ți vin alții în grijă, eu mă duc în treaba mea. În 1 Timotei capitolul 5 versetul 8 scrie așa, foarte categoric. Dacă nu poartă cineva grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Pentru că în mod natural și un necredincios măcar de ai lui se interesează. Dacă nu poartă cineva grijă de cei din casă? lui. scrie tot aici, versetul 16, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute. Lista asta a celor care ne sunt dați în grijă, pe cine conține, care ordinea? În Efeseni, capitolul 5, Scriptura se adresează prin învățătura apostolului barbaților. Versul 28, tot așa trebuie să-și iubească și barbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește cineva, se iubește pe sine însuși, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui. Îl îngrijește, nu? Dar în cazul acesta, trupul lui e nevasta. Ne-au fost date în grijă. Cum și mie mi-este dată în perioada asta în grijă scumpa mea, care este bolnavă de un an și trei luni. Cum îngrijim de soțiile noastre? Prin harul Domnului ne-am înțeles foarte bine în cei 31 și jumătate de ani de căsnicie. Și aș putea aduce ca martor copiii. Dar totuși când m-am uitat în urmă, m-am gândit că puteam să fiu bărbat mai gentil. Puteam să fiu mai grijuliu. Femeia este un vas mai slab, spune Scriptura, așa -i? Că ar trebui îngrijit ca atare. Și grija asta, spune aici Apostolul, că ține de aportul nostru material la viața de familie. Un bărbat este mai dotat din punct de vedere a puterii fizice, a capacității raționale, logice de a îngriji, de a administra. Să nu cadă toate în sarcina soțiilor, mai cu seamă dacă sunt și mame, pentru că au ele grijile lor suplimentare, specifice feminității și maternității. Da? Asta este prima noastră grijă ca bărbați. Să îngrijim de ele de când le preluăm așa în haine de mirese și până când, dacă fi să rămânem noi văduvi sau în general rămân femeile văduve, trăiesc mai mult, până la capăt de drum. Cineva spunea, nu știu cum se face că bărbații sunt cei mai gentili înainte de nuntă și după ce le mor neveste. A început îi domină hormonii și apoi amintirile. Dar realismul nu-i marchează într-un mod profund pentru ca să poată îngriji cu adevărat de soțiile lor, să le ușureze muncă. La o părtășie așa de familie îmi vine un bilet de la un bărbat. Zice, frate, de, trebuie să muncești și după ce vine acasă de la serviciu. Și am întrebat dacă tu ai fost schimbul întâi, nevastă ta schimbul întâi, n-am muncit, iar muncește numai schimbul doi. Păi nu, că am muncit și schimb întâi. Adică ia două schimburi și tu numai unul, da? Poate mai trezesc cei mici și la noapte. Să mai facă de veche și schimbul trei. Și tu, mai tare. Și doar un schimb. Că s-a redus săptămâna de muncă. Dragii mei, un bărbat n-are voie să spună niciodată, nu pot. La femei bine să nu spun niciodată, nu vreau. Pentru că grija ne-a fost dată, repet, dat fiind rolul nostru de conducători ai familiei și capacitatea o care ne-a zestrat Dumnezeu. Ce ne mai rămâne? Să avem inimă bună. Dacă suntem cu adevărat credincioși. Ar însemna să fim mai jos decât necredincioșii dacă n-am îngrijit de scumpele noastre soții. A, poate va spune cineva frate, dar soția mea este așa sau se descurcă. Auzi, noi e puiza. Și chiar dacă nu merită, ce Dumnezeu dă numai la cine merită? Îngrijește de toți. Este bun. Și cu cei buni, și cu cei răi. Doamne, ajută-ne și nouă. Da, veți face ceva concret? Eram un o localitate tot la o părtășie din asta de familie, a fost o pauză. M-am dus până afară, la mașină, când mă întorc cu un bătrânel. Zice, bună lecția asta, dar era bună de auzeam eu mai mult. Dar așa cum a tot pricepui ceva, mă duc să-mi ajut baba să mulgă vaca. Și a luat aplicația. Și tot pe ea să o las. Și eu ar trebui să-mi S-a dovedit în timpul celui de-al doilea război mondial. În Anglia, bărbații fiind duși pe front, femeile au trebuit să muncească. Și chiar recent spunea spuneau frații din Londra, cum au știți stilul lor de case. Și astea sunt case făcute de femei, în timp ce bărbații erau în război. Și s-a dovedit că femeia la muncă supranormată are probleme de ordin fizic și psihic. Bărbatul, oricât ar munci, în afară de somn și febră musculară, n-ar nimic. Da, ăsta adevărul. Când ni se cere să îngrijim de soții ca de trupurile noastre, nu ni se cere nimic exagerat. Doamne, ajută-ne să îngrijim ca de o parte a trupului nostru mai sensibilă decât trupul nostru. Că de fapt, așa s-ar înțelege, nu? Mulțumim că noi credem că și surorile îngrijez de soți, așa Ascultați-mă ce vă citesc vorbind în mod reciproc 1 Corinteni, capitolul 7, cum ar trebui să fie grija asta. Până la căsătorie avem grija lucrurilor Domnului și după aceea, în funcție de responsabilități și posibilități, să-și dar cine este însurat să îngrijește lucrurile lumii, să înseamnă lucrurile gospodărești. Cum să placă neveste? Accentuez expresia, cum să placă neveste tot așa, cea măritată, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Spunea cândva o soră, eu trebuie să mă cosmetizez, să mă aranjez, că așa scrie, chiar dacă sunt lucrurile lumii firește, așa place barbatul. Zic, soră, dar nu la astea se referă aici. Și se referă la ce scrie în Timotei 5, să fie gospodine la casa lor, să nu dea prilej, niciun prilej de ocar. Deci, grija care o oferim partenerului de viață. Și acum putem vorbi, știți că nu avem mire și să ne încurce trebuie să fie potrivit cu nevoile și cu dorințele lui legitime. Dacă îngrijești să-i faci soțului o mâncare, fă ce-i place. Și ce a zis Rebecca către Iacob? Îi fac eu la tată o mâncare cum îi place. Îmi povestea cineva că a avut între rudenii în familia mare o situație în care Soțul avea ceva probleme și nu suporta ceapa în alimentație. Soții tocmai îi plăcea, dar ea ținea cont de dorințele lui, așa îngrijea să fie mâncare. Mai spre 70 de ani, el s-a îmbolnăvit mai tare și înainte de a muri a spus, dragă, toată viața a îngrijit ca să pot eu mânca. Știi ce îți doresc? Să trăiești cât vrei, să te ține Dumnezeu sănătoasă până în ultima zi de viață și să poți mânca ce îți place. Și povestea fratele ăsta, zice, eu trăit până la 90 de ani, sănătoasă până ultima zi, a putut mânca, urarea bărbatului s-a devenit reală. Dar zice, mi-am inteles, spunea el, de altcineva din neamul nostru, de data aceea era uh, soția mai bolnavă și el rugat toată pe soț, auzi, fă mâncarea asta, știți cum e bolnavă, poate asta îmi pare ca aș mânca, deși uneori poate după ce o gătești la bolnav, poate în ceea ce ea nu mai poate mânca. Că cine știe cât mai trăiesc, și mor și el așa mai în scârbă, dar tot ai zis că mor de 10 ani și n-ai murit. Și ea în durerea i-a scăpat o vorbă, zice să dea Dumnezeu după ce mor eu 10 ani să nu te mai poți însura. A murit. 10 ani, spuneau ăștia, măi, a încercat și o țigancă să căsătorească, nici aceea nu s-a dus după el. Când s-au împlinit cei 10 ani, s-a putut recăsători că n-a înțeles grija care trebuie să ofer partenerului potrivit cu ceea ce îi place. Evident, dacă e legitim, nu? cineva îi place perversiuni, nu vorbim despre nebunii. Dar în ceea ce este natural, normal, așa ar fi frumos în viața de familie, da? Fiecare să joace rolul în favoarea celuilalt, nu? Știți întâmplarea aceea, cineva a dat un concurs, fiecare pe câte un cal, doi concurenți, să ajungă la o țintă, calul cărui ajunge ultimul, ia premiu. Nu vă dați seama, trageau de timp, nu? Cineva a întrebat, băi, voi ce, ce faceți? Nici deci nu mergeți, nici deci nu veniți. Nu, da, așa e concurs. Calul cărui ajunge ultimul, ia premiu. Și el. Și să zic, dar pierdeți vreme. Schimbați și voi cai. Gat! Cum au schimbat cai, fiecare în goană, să rămână lui la urmă, nu? Pe cam așa trebuie făcut. Trebuie... Chimbată mentalitatea asta, că de fapt, jucând în favoarea celuilalt, tu câștigi. Și Dumnezeu nu-ți va rămâne dator. Ba și celălalt, dacă i-a iertat mult, te va iubi mai mult. Asta e teroarea familiilor din vremea noastră. Eu nu știu să se gerfească, să slujească și să îngrijească, să se dăruiască. Dragostea asta face se jerfește. Mie îmi place să spun, sinonimul cel mai fundamental al cuvântului dragoste nu iubire, ci sacrificiu. Hristos ne-a iubit și ne-a iubit până la moarte și ne-a îndemnat să-i urmăm exemplu. Dar noi astăzi suntem la o binecuvântare și după partenerul de viață, în listă trebuie să vină copilași, așa, cu drepturi de la întâi născut. Spune Scriptura, revin la versetul de referință, 1 Timotei 5,8 dacă nu poartă cineva grijă de ai lui. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Dacă o mamă și abandonează un copilaj de 2 ani așa să moară în stradă, așa e că putem considera că s-a lepădat de credință. E abominabil așa ceva. Și autoritățile o vor judeca, opinia publică. Dacă vorbim noi ca biserică, îl avortează, n-a avut grijă de bebelașul din pântece, așa e că iarăși noi îl condamnăm faptul. Și acum vine întrebarea. De când, din ce fază trebuie să aibă grijă un tată și o mamă de copiilor? lor? care momentul din care trebuie să aibă grijă? Numai de la naștere? numai de la concepere? Sau și actul conceperii intră în grija lor? Aici e problema de fond. Societatea va spune, potrivit legilor actuale, de la naștere. Îl omor la două zile, vine poliția. L-a omorât în pântecile mamei, nicio problemă. Dar noi care îl considerăm momentul din care trebuie să avem grijă de cei ce sunt ai noștri. Stimate surori, fraților, care vă sunt convingerile în această prevință? Scrie Biblia despre urmașii lui Avram, de exemplu, că erau în coapsele lui. Trebuie să ai grijă de ei pe când sunt încă în coapsele tale? Mi-a venit în minte, în timp ce stăteam aici pe bancă, am ajuns printr-o împrejurare, într-o familie. A fost ceva interesant, și acolo am aflat o relatare pe care apoi am cerut să o scrie și am publicat-o într-o revistă recentă, nu a apărut încă la dumneavoastră. Vă citesc doar ceva secvență. La începutul anului 2016, soția a visat că era în vizită la o maternitate unde nășteau doar surorile credincioase. Printre mămicile vizitate era o tânără pe care soția a întrebat-o dacă a născut. Ea a răspuns, eu nu pot avea copii. Atunci soția a întrebat-o, atunci pentru ce ești aici? La care tânăr a dat același răspuns. Soția a observat că lângă patul ei era un recipient cu un tub negru care avea un capac înfiletat și a cerut voie să vadă ce este acolo. Când i s-a permis, a scos de acolo un băiețel nou născut, dar fără suflare. Atunci soția i-a zis, de ce minți că nu poți avea copii și de ce l-ai omorât? Imediat soția mi-a auzit o voce, dă viață. Ea s-a scuzat spunând, eu m-am opt acasă, se i dea ea viață, că este a ei. Dar vocea a revenit cu același mesaj salvator pentru copilaș. În acel moment, ascultați cu atenție, ea s-a gândit că nu va fi forțată să accepte. Dar repetarea mesajului implica demnitatea ascultării și ea a zis, îi dau viață. Pe loc în vis, a făcut respirație gură către gură și copilașul și-a revenit. În salon a intrat o asistentă și a întrebat-o pe acea mică tânără dacă a născut. Moment în care ea a încercat în mod repetat să ia din brațe, brațele soției copilașul, dar soția a spus, acum rămâne al meu. În vis se făcea că o cunoștea pe acea mică tânără, dar dimineața nu i-a rămas în minte numai vârsta, avea 26 de ani. Relatarea e mai lungă, vă predau eu pe scurt. A rămas însărcinată, avea patru copii născuți natural, patru cu cezariană, s-a dus la medicul care operase cu cele patru cezariene și acestea când a consultat-o, i-a spus, pentru că în urma ecografiei de morfologie fetală era fost diagnosticată cu placenta praevia centrală, a zis, nu vreau să mor pe masa mea de operație, nu poți să te operezi, du-te la Iași a ajuns acolo la profesorul, șeful clinicii, cu Vodă. A trebuit să asiste o echipă mai mare la, la naștere, pentru că a trebuit să fie neonatolog, chirurg, ginecolog, urolog și, bineînțeles, anestezist. A urmat alte încercări pentru familie, a urmat în sfârșit și ziua operației, a durat vreo șase ore, pe parcursul cărora a fost nevoie de mai multe ori de transfuzii de sânge direct în arteră, a fost de câteva ori în stop cardiorespirator, resuscitată cu electroșocuri. Unul din medicii asistenți la, ce a asistat la operația a zis să aduceți lumânarea pentru că o pierdem. Pe de altă parte, profesorul spunea, haideți să luptăm pentru ea, că o așteaptă acasă 8 copii, nu mai lungesc relatarea. A trecut și după naștere prin momente grele. Copilașul a avut paralizie facială, parțială, dar cuvântul Domnului a fost așa. Înainte de a se întâmpla toate astea, în perioada când a fost visul acela, te voi duce în fața oamenilor mari, te voi face o mărturie și te vei întoarce acasă o mamă veselă care va ține în brațe o cuvântare. Și după toate probele acelea, copilașul și-a redvenit perfect sănătos. Ia, i au fost spuse două sonde, a fost chemat psihologul, i-a spus că o sondă trebuie să o poarte toată viața. Dumnezeu a făcut vezica urinară să fie refăcută, au fost ambele sonde, n-a mai fost nevoie. El între timp a fost diagnosticat cu hepatită din asta, nu doar virală. Când că a vrut să doneze sânge, au trebuit mulți donatori. În final, când i s-au refăcut analizele, nici el nu mai avea hepatita aceea. Și în momentul când mi-au povestit, și apoi când au scris, erau toți sănătoși. Și spune în finalul relatării, zice, Dumnezeu a vrut să mă așez o piatră de hotar în care să putem lăuda numele Domnului Noi ca familie și credincioșii care au fost alături de noi. Câtă grijă la o astfel de mămică! Numai Dumnezeu poate să măsoare astfel de griji grija unei sarcini, să fii la îndemâna lui Dumnezeu, grija unei nașteri care poate să fie cu complicații, grija care urmează creșterea copiilor și astea griji care nu se iau toată viața. Spuneam, frate, am crezut că atunci când mi se căsătoresc copiii, scap de grijă, de unde? Nu se dau jos din car, se urcă alții lângă ei în car. Și apoi alți nepoți și dacă Dumnezeu dă viață și străne poți, câtă grijă. Da, dar noi suntem credincioși și Dumnezeu e mai credincios. Dragii mei, grija noastră ca părinți, dacă vreți să mă înțelegeți, trebuie să fie incluzând responsabilitatea de a avea copii dacă Domnul vrea aceasta. Noi trebuie să fim la îndemâna lui Dumnezeu, să trăim într-o stare spirituală aproape de El pentru a înțelege voia Lui. Aseară am avut aici niște întrebări de la tineri legate de copii și le-am spus în parte experiența familiei noastre. Între altele le-am spus că păstorul în ziua anunții a zis în rugăciunea lui următoarele cuvinte, Doamne, dacă în familia aceasta vrei să dai copii, fă să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Și mulțumim Tatălui Ceresc în privința aceasta, suntem cu sufletul curat. Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță și șapte băieți. De aceea spun eu că scumpa mea e mama desăvârșită care naște șapte fii, așa îmi place mie să o numesc. Luați-vă, stimați surori, responsabilitatea aceasta, grija aceasta. Că altfel s-ar putea să purtați mai târziu îngrijorări. Dacă nu ne-am asumat și această grijă. Cândva m-am întrebat, avem patru copii căsătoriți, patru încă nu, și uneori ne gândim, Doamne, își vor lua și ei aceste griji. Și o voce așa m-a străpuns, ați fost născuți și sunteți datori să nașteți. Parcă niciodată nu m-am întâlnit cu exprimarea asta. Dacă vreți, faceți un istoric între părinți, între și noștri. Sigur pe undeva se regăsesc familii în care tata sau bunicul sau străbunicul sau stră, stră străbunicul a fost al șaptelea, al optelea, al zecelea. Uite acum îmi vine minte, mama tatălui meu a fost a zecea. A născut-o străbunicul la 60 de ani. El a trăit a ajuns să-și vadă nepoții. Și nu știm noi la rândul nostru ce sarcini, ce griji ne dă Dumnezeu. Dacă ne-a chemat Dumnezeu să fim familiști, să purtăm grija partenerului de viață și să purtăm grija copiilor noștri. Îmi spunea un frate din Oradea, zice, deci am ieșit la plimbare cu copilașii, nu aveam mulți, patru sau cinci. Unii cred că sunt mulți. Și cineva m-a văzut, sunt toți ai dumneavoastră? Și l-a zis, da, mulțumesc, domnule, sunt sănătoși. Și da, puteți îngriji de ei? Și așa i-a dat domnul un cuvânt inspirat. În moment zice, domnule, nici nu se știe că voi îngriji eu de ei sau ei de mine. Mai mult, un lucru este cert, Dumnezeu poate îngriji de noi toți. Are putere să o facă are toată puterea. Chiar dacă sunt situații uneori ne rămân orfani, îmi spunea un frate tot din Oradea, că îi povestea un altul, patron puternic, ce frate, noi am rămas orfani. Și ce unii am mai dat așa, câte o raită prin lume, alții n-am crescut cum am putut, alții au făcut școală, alții n-au făcut. Și dar acum, nu știu, ce era, 11, 12, și spun ceva, toți suntem la credință, fiecare are casă, o să știi că e drept ce scrie în Biblie. Că Dumnezeu îngrijește. Da, da Dumnezeu îngrijește, dar îngrijim și noi. Vorbim acum de ai noștri, de cei din casă. Că e bine să o facem și față de săraci, față de lucrarea de misiune, da. Dar acum suntem la capitolul familie. Suntem părinți, purtați griji, dar fără griji. În sensul de a vă bizui pe numele Domnului. Și aici, mai insist, care să fie grija noastră ca părinți? În ce ordine, în ce priorități? Am ajuns la convingerea, analizați ce spun. Că noi ca părinți, dat fiind trendul societății, foarte mult îngrijim de copii în plan material. Să aibă, dacă se poate, fiecare camera lui, să aibă asigurate condiții și supercondiții. Și mă tem că nu purtăm grijă suficientă pentru sufletele copiilor noștri. Stimați surori, hai, gândiți-vă puțin. Că dacă ai faci, știu la masă de prânz numai un singur fel de mâncare, poate te simți puțin că n-ai avut grijă, nu? Dar dacă până la ora aia nu l-ai învățat niciun verset, n-ai cântat nici cu o nicio strofă de cântare, asta nu te gândești că era grija ta. Îmi spunea o soră, zice, vine soțul de la serviciu. Se pune în fotoliu, telecomanda, și dus-i de acasă. Zice, aș bucura uneori să mai îmi ușoreze anumite munci pe la bucătărie, dar ce mă descurcă sănătoasă? Dar aș vrea măcar să se ocupe de copii. Nici măcar nu conștientizează grija aceasta. Asta e grija noastră fundamentală. Mi se pare mie, analizați dumneavoastră, că prea mult grijim să aibă hăinuțe, să fie toate, bine. Dar dacă mergem după mersul societății, copiii cum îi crește societatea, acum vorbim de mediul urban, că nu avem cele date de lucru în gospodărie prea mult, ce cresc? Și la rândul lor, fără griji, mama, tata poartă grija. Undeva într-o biserică era o mămică, avea 12 copii, și avea și parul de la Domnul, cânta frumos, cânta solo în adunare. Și în acea adunare era un frate, era diacon, el niciodată nu lipsea de la slujbe. Și la fiecare slujbă nota fiecare ce-a făcut. Cine a cântat, tot, 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 La sfârșitul anului, mi-a spus la conducere, vreau să dau cadouri la cei ce au slujit. Între altele, asta mi amintesc, cele mai multe cântări le aveam mica asta cu 12 copii, cele mai multe poezii, un bătrânel de 70 ceva de ani. Ei au luat premiul întâi. Avea premiul 2, 3. Cineva întreba, dar cum poate mămica asta cu atâția copii să vină și la adunare să slujească? Copiii aveau cam până la vârsta de 3 ani și ceva un pătuc, când creșteau le făcea înălțătoare și cam până la 3 ani, cam ăsta era universul copilului. Un pumn de jucării și un pătuc de 2 metri pătrați. toți sunt mari, pocăiți, capabili, unii cu facultăți, toți căsătoriți, niciunul n-a rămas retardat, deși au crescut în universul acela mic. Și îmi pare rău că uneori părinții își cresc copiii, nu doar cu camera lor, toată casa de lor sunt o împrăște. Și mamei rămâne grija să le tot pună la loc, să tot facă, și n-ar fi asta problema dacă se descurcă, spor la treabă. Dar mă tem că grija spirituală rămâne în urmă. Și după ce e mai mare, am vrea să-i punem Biblia în mână, vrem să-l tragem la casa Domnului, vrem să-l învățăm să se roage. Ascultați-mă, dragii mei, cum și-a crescut Dumnezeu copiii. Vă citesc din cartea de Deuteronom, capitolul 8, că grijă mai multă și mai bună ca Dumnezeu nu poate să aibă nimeni. Deuteronom, capitolul 8. Versetul 2. Aduceți-vă aminte tot drum pe care te-a călăuzit Domnul. Să te zmerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile. Versetul 3. Te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, nu să mor de foame. Învățați-vă copiii să postească duminica dimineața, măcar până la amează. Așa am crescut. Așa mi-am crescut și copiii. Și apoi învățăm să postească mai mult ai grijă de copiii tăi nu doar ce să mănânce, ai grijă să învețe și să postească. Ai grijă nu doar să le cumperi ce doresc, ai grijă să-i înveți să dea și la alții. te hrănit cu mană, nu un meniu nu știu cât de divers, pe care nu cunoșteai, ca să te învețe. Deci, Dumnezeu a făcut asta cu scop pedagogic, versetul 5, haina nu ți s-a învechit pe tine, nu neapărat tot noi, noi, noi și multe, multe. Recunoaște dar în inimă ta că Domnul Dumnezeu tău te mustră cu mustră un om pe copilul lui. Și în Efesen 4 cu 6 cu 4 scrie să-i crește în mustrarea și învățătura Domnului. Deci grija pentru copii trebuie să fie în primul rând de ordin. În primul rând grija să le dăm viață dacă e cu voia Domnului, apoi grija să aibă viață spirituală. Și abia pe locul 3 grija ca în viața asta să aibă cele necesare. Asta e ordinea la Dumnezeu și fie și la părinți. Și bunul Dumnezeu să îngrijească de noi mai mult decât putem îngriji noi. Noi însă să fim cu grijă față de cei din casă, din casele noastre și din casa Domnului. Și Domnul să-și proslăvească numele. Să rămânem toți în grija Harului Său. Amin.